Unde sunt chinezi pe stânga și pe dreapta, care tot se uită la noi pentru că suntem singuri străini. Mai mare totul decât îți imaginezi. Adică uitați-vă la Tiananmen Square, care e acolo. Adică astăzi vă spunem bună dimineața pentru prima oară din Beijing, China, capitala Chinei. 16.000 de kilometri pătrați și 22 de milioane de oameni își fac tiacul aici. Și ăsta e videoul cu prima impresie. Bună dimineața, ni hao! Ce zici, ne înțelegem cu ea? Deloc. Tanti care are o mașină de spălat se află cumva în... Da, zona asta rezidențială unde trăiesc oamenii din Beijing. Și pentru mine nu așa era imaginea Beijingului, de a ține scot că suntem într-un cartier normal. După ce lăsăm hainele o să ne suim în metro și să plecăm în centru. Opa, ne claxonează oamenii, mamă, îi încurcăm pe ăștia aici. Și cum au ei gecile puse acolo să nu-i bată vântul? Dă-te că vine unul și din spate. Sorry, hello. Ni hao. Arată clădirile cum arătau și pe la noi. Și după cum vedeți, nu a venit primăvara încă în Beijing. Hai să rezolvăm asta, hai să mergem către Tiananmen Square, către centrul Beijingului. Și numerele sunt în chineză. Wait. Ce zici? Că spală pe piese, adică pe bucăți, nu pe kilograme, și ne-a cerut pe jumătate din hainele noastre vreo 60 de euro. Și ai zis, nu. Și am lăsat 3 tricouri și 2 perechi de chiloți pe care am dat 6 euro, probabil mai mult decât costă ele, și să fie gata mâine. Faza e că de înțeles ne înțelegeam oarecum, dar în scris, când scria câți bani e, tot în litere chineze scria și nu înțelegeam nici suma. Da? Hai! Și de nevoie și utilitate, acest prim vlog din Beijing vă este adus de Vasco V4. Am înțeles. Pașaportul ca să ies din metro. Abia aștept să vă povestesc ce s-a întâmplat acum, deci a fost mai greu să intrăm aici decât să intrăm în țară ieri. Acolo, dragi prieteni, este mausoleul Mao Zedong, deci e imaginea pe care o am eu în minte când te gândești la China. Dar credeți-mă că a fost mai greu să intrăm aici decât să intrăm ieri în țară și să vă povestesc despre asta, dar revenind la Vasco V4, uitați aici conversația, ca să vedeți că, cât de folositor e. Asta e conversația cu agentul, ofițerul care ne-a lăsat să intrăm aici. Fără acest device nu am fi reușit să intrăm. Țineți cont că chestia asta traduce în aproape toate limbile, are internet nelimitat incorporat direct, un SIM card care funcționează în toate țările și mai mult de atât traduce rapid încât să nu fie conversația incomodă. Cum funcționează? Super simplu. Alegi aici limba ta și limba celuilalt și ai două butonașe. Hello! Hello! How are you? Ai aici două butoane. Ăsta de jos este butonul pentru tine, pentru că îl ții către tine, și ăsta de sus butonul pentru celălalt. Când vorbește celălalt, apeși butonul de sus. Vă lăsăm un link în descriere cu 5% reducere pentru achiziția unui device ca ăsta, care funcționează incredibil și ținând cont că se înțelegi cu 90% din populația globului și din aia 90-25% sunt chinezi, pentru noi e extrem de folositor și le mulțumim celor de la Vasco pentru că ne-au livrat acest device și le mulțumim că sprijină canalul Cristi și Raul de atâta vreme. Acum, astea fiind spuse, hai să vedem Tiananmen Square din Beijing și să vă povestim cum a fost să intrăm aici. Locul ăsta este extrem de popular între localnici. Vin oameni din toată țara, pentru că turismul în China, în mare parte, aș îndrăzi să spun în proporție, 95% e turism local. Doar că vorbim de 1,4 miliarde de oameni, adică este piața. Oricât
te-ai pregătit înainte și oricât ai crede că poți să-ți imaginezi primea acestor lucruri în China, credeți-mă, e mult mai mare totul decât îți imaginezi. Adică da. Uitați-vă la Tiananmen Square, care e acolo, adică toată chestia asta. Uitați-vă la Muzeul Național al Chinei. Frate, deci, nu știu dacă se apreciază pe cameră, chestiile astea sunt enorme, totul e extraordinar de mare. Și ca să ajungem aici, am supraviețuit și cele mai extense rețea de metro din lume. Într-un oraș precum Beijing, care prinde oameni. Dar nu știu, nu știu dacă vă dați seama cât de mare e totul aici. Fugi, fugi. Deci dacă Raluca s-ar duce acolo sus, la scări, dacă Raluca s-ar duce acolo sus, n-am mai vedea-o. Totul e huge. Deci eu când mă gândeam la Beijing, exact imaginea asta vedeam. Să vă spun acum o teorie și despre poze și despre câte poze fac și de ce sunt atât de curioși de noi. Adică nu e o teorie, că e confirmată, nu mai e teorie, a trecut stagiul. Pentru mine asta e un vis împlinit. Deci abia acum că sunt aici, îmi dau seama că sunt în China. Abia acum realizez că pe bune suntem în China. Camere am numărat aici. Da, doar pe stâlpul ăsta. Și vă invit să mai imertați un străin dacă găsiți în toată piața asta. Nu cred că mai e nevoie să-l prezint pe Mao Zedong, președintele Chinei, omul care a pus bazele țării pe care o au chinezii acum, omul care a scris faimoasa carte roșie și iubit de tot poporul chinezesc, un om care a schimbat lumea până la urmă, sau cel puțin tabla de șah a lumii a fost schimbată de Mao Zedong și e un om foarte iubit și foarte respectat aici. Ca să intri în piața Tiananmen, trebuie să faci programare. Și aici intervine povestea pe care voiam să vă spunem. Deci trebuie să-ți faci programare pentru că na, aici e cap un milion de oameni, dar totuși dintr-un motiv anume trebuie să ai rezervare acum să intri în piață. Să intri în piață. Am ajuns acolo, era coadă, am dat pașapoarte și ne-a zis, după ce ne-am chinuit o bună perioadă de timp, că trebuie rezervare. Și am zis, bun, cum fac rezervare? Zic că, păi, pe WeChat. Zic, păi, noi nu putem folosi WeChat. Și zice, păi, intră pe internet și descarcă WeChat. Noi ieri am fost la... Noi ieri n-am putut să ne cumpărăm bilete de metro, nu ne putem cumpăra bilete de metro la aparat. Am fost la China Mobile să ne cumpărăm cartele și au zis că doar cu ID chinezesc. Deci noi nu putem să ne cumpărăm cartele, eu am un eSIM de la Nomad. Raluca nu are internet și WeChat-ul pentru noi nu merge. Cristian întreba, păi și bun, eu cum intru aici? Păi trebuie număr de telefon chinez. Zic, păi, dar ăștia nu-mi vând. Atunci îți trebuie WeChat. Zic, păi WeChat-ul pentru noi nu merge. Zice, știu. Zic, păi și atunci cum intru? Păi îți trebuie WeChat. Și totul a fost așa, o conversație în asta, de numai, cumva nu mai înțelegeam absolut nimic și după mult timp a venit cumva un superior, ne-a văzut vizele, a văzut că viza pe care o avem și a zis, bine, hai, treceți. Înțeleg, hai. Bine, hai, treceți. Dar a durat foarte mult pentru că n-avea sens, adică ne ziceau niște chestii pe care ei știau că noi nu putem să le accesăm și făceau, păi da, dar numai așa. Și eram... Frate, trebuie să fie excepție. Și la un moment dat a zis fata, una din polițistele de acolo, că putem să folosim numărul de telefon și că ne face programare pe mâine. Și zic, păi da, și restul străinilor care vin, ce fac? Toți folosesc telefonul tău? Și atunci mi-am dat seama că suntem singurii străini de aici. Și în timp ce vorbeam cu voi, a venit un alt polițist să mă întrebe care e ocupația mea, care e jobul meu. Na. Mamă, deci totul e atât de mare. Uitați-vă la bulevardele astea. Deci eu nu am văzut așa ceva de când trăiesc. Doamne. Hai să vă spun care e faza cu turiștii și care e faza cu chinezii vrând să-și facă poze cu tine și care se împing și care îți dau ghioante și chestii de genul. Deja în peste 24 de ore vă putem spune că aici în Beijing oamenii sunt super educați, e plin de oameni peste tot, în metro e full, dar nimeni nu te calcă în picioare, nimeni nu-și cere poze, nimeni nu se uită la tine, nimeni nu dă doi bani pe tine, vorba aia. Deci... Dacă ne așteptam la chestii dubioase și grele, dar despre oameni, zero probleme. Și mi-am dat seama, oamenii care vin să-și facă poze și care intră în tine și te calcă în picioare și îți fac poze pe ascuns, sunt ăștia. Hello! Nu băiatul ăsta, că e foarte drăguț. Cei care vin din colțuri îndepărtate ale Chinei, pentru că China e enormă, enormă. Și oameni care n-au văzut un străin niciodată,
nu l-am mai văzut nici la televizor, nici nicăieri. Și vine în excursii în astea organizate din toate colțurile țării, în capitală, și o văd pe ea. Și e normal că sunt surprins și ăia vin și își fură poze și ăia se împing în tine pentru că se grăbesc, pentru că sunt mulți, pentru că nu sunt obișnuiți cu marile orașe. Deci da, preconcepția asta că o să fii călcat în picioare în orașele mari din China, momentan nu e chiar totul, merge foarte, foarte smooth și ne simțim super confortabil momentan. Așa e, Iubita? Ce e extrem de dificil, adevărat, e cu limba, inclusiv în aeroport, în cel mai mare aeroport din țară, cred, din Beijing, a fost super greu să ne înțelegem cu oamenii. Dar asta cumva e vina noastră, că noi trebuie să știm limba lor, că noi am venit în vizită, nu invers. Dacă vreodată ajungeți aici, asigurați-vă că nu veniți în weekend, ok? Asta nu e weekend, e o zi muncit de muncă, ora 11. Uitați-vă la ușile astea, frate. Nu știu dacă se vede pe cameră cam cât de mari sunt ușile astea și groase. Detalii pe ele. Asta are de învățat orice țară de pe pământ să-și promoveze turismul național în halul ăsta, precum fac oamenii ăștia. Deci mă simt ca Angelina Jolie trecând pe bulevardul ăsta unde sunt chinezi pe stânga și pe dreapta, care tot se uită la noi pentru că suntem singuri străini. Probabil noi suntem semnul că țara s-a redeschis. Noi suntem dovada. Iar acolo, dragi prieteni, este una din porțile care duc în orașul interzis al Chinei. Un complet mister pentru sute și sute de ani, despre care am vrea să vorbim într-un alt vlog mai în detaliu, pentru că au pus o limită zilnică de persoane care pot intra în orașul interzis și nu poți să cumperi bilete pe loc, precum credeam. Și sper să reușim să intrăm, pentru că e rezervat multe zile în avans, deci va trebui să încercăm să vorbim cu cineva să ne ajute să facem cumva. Totul e greu aici. E greoi pentru un străin să obțină chestii, pentru că noi nu știm cum funcționează netul lor, să zic așa. Dar asta e poarta către marele oraș interzis al Chinei, despre care sper să vorbim într-un clip viitor. Acum, hai să continuăm. Prima impresie din Beijing, să vedem ce mai găsim și să găsim și o cafea, că e groasă, că de tot n-am băut cafea toată ziua. Și acolo, în față, avem turnul cărbunilor, care a fost construit din rămășițele altor palate, pentru că, conform Feng Shui-ului, orașul interzis trebuia să aibă un munte la nord și o apă la sud. Acolo, în spate, în sud, s-au construit niște oaze, cumva, un fel de râu, râurile aurii, iar aici muntele artificial construit pentru a respecta Feng Shui-ul, care e o parte importantă din cultura chinezească, inclusiv astăzi. După ce am văzut piața centrală, intenția e să căutăm The Hutongs, adică străzile vechi, străzile tradiționale chinezești, ele mici, înguste, cu lămpioane, sau cum se numesc, unde oamenii își fac viacul. Asta e intenția, dar fiind un pic desconectați, și orașul fiind atât de mare, niciodată nu știu unde ajungi, dar we will see. Înainte să plecăm din Beijing, va trebui să urcăm pe turnul ăla, dar nu azi când am băut cafea. Orașul interzis, care nu mai e atât de interzis. Hai să ne uităm pe hartă. Hai să ne uităm pe hartă să vedem unde suntem și încotro să luăm. Văzând așa doar cum au fost primele ore, pot spune că e și cea mai interesantă țară și cea mai dificilă țară în care să călătorești. Și spunem asta după o experiență de 3 ani jumate, adică nimeni nu te înțelege. Și pe aici am vizitat niște chestii, am intrat pe poartă, după aia iar pașapoarte, iar control, iar du-te la ăla. După aia vreau să mă întorc un pic, să-mi trec, eu nu mai am voie să ies pe acolo, trebuie să mă duc în partea altă. Nimic nu e cum suntem noi obișnuiți, absolut nimic. Și distanțele sunt mari. Probabil pentru a lupta împotriva poluării care făcea foarte faimos Beijingul, s-au plantat milioane de copaci, a fost un proiect prin 2013 care a schimbat total totul și s-a
dus lumea pe mașini electrice, adică asta e o zonă cu multă lume și cu multe mașini. Vedeți? Nici ne-ai spune că e China, frate. Super liniște, super liniște. Să vezi diferența cu următoarea țară în care o să mergem, Ralu. Eu acum mă uit câtă lume vine să-și facă poze și mirese și cupluri și... E plin la perete. Uite, păi și eu aș veni dacă aș avea un oraș interzis de ăsta și locuri atât de drăguțe, aș veni și eu. Dar la Petroșan numai la mine puteam să mă duc sau la HP, o să fac poze. Aia apare ceva clădire guvernamentală, dar tot alea acoperișul ăla, vezi? Deși construcția e normală, acoperișul tradițional se menține și uitați-vă și voi cât de mari sunt bulevardurile aici, uitați-vă cât trece de pietoni, frate. Trebuie să trece o grămadă și insist pe tema asta. Băi, super liniște în Beijing, poate nu suntem noi în cartierul în care trebuie, rămâne de văzut în zilele următoare, dar e super liniște. Plus că mașinile electrice mi se par un pericol că nu le auzi de nimic. Vin la cafeneaua asta singura pe care am găsit-o și ne-am luat și de mâncare. Ăla-i de vită, ăsta-i de porc. Și băiatul de aici a venit cu un șervețel pe care a desenat un porc și în altă parte a desenat o vacă și mi-a arătat vaca ăsta, porcul ăsta. Incredibil. Și înainte să vorbim despre Hutong și să le explorăm, trebuie să vă spun că sunt mai multe. Au fost o grămadă, practic tot orașul era plin, dar acum mai sunt doar câteva. Am ales unul care nu e super mega turistic, dar e și ăsta. Cel mai turistic e în altă parte. Ah. Intrăm! Ok, ce sunt locurile astea, ce sunt faimoasele Hutongs? Pe vremea dinastiilor, precum și astăzi, în centrul Beijingului se află orașul interzis. Orașul interzis, cel mai mare palat din lume, după suprafață de, nu știu, mai știu, 7000 de metri pătrați, ceva de genul, o nebunie. Deci totul se concentra acolo. Pe lângă el existau așa numitele hutongs, străduțe înguste unde trăia cea mai joasă parte a populației. Nu știu cum să numesc. Castă? Nu cred că erau, nu e la cuvântul, dar ca să înțelegeți ce înseamnă. Partea cea mai de jos a populației trăiau în hutongs, care sunt case din astea vechi, înguste, de multe ori n-aveau nici baie, câteodată, de-aia și astăzi când te plimbi prin cea mai rămas din ele, găsești toalete precum asta. Și tu spui, ah, ce frumos, au amenajat toalete. Toaletele erau aici. Erau aici și de multe ori serveau 4 sau 5 case. Deci gândiți-vă că 5 familii aveau o baie la comun. Și vai de voi, în China, toaletele sunt așa, de scoat. Așa arată un hutong astăzi. Înainte toate casele l-au locuit, acum nu mai sunt atât de mulți. Hello. Hello, hello. Ni hao. Ni hao. Oh, stai că nu este ieșire, este doar o cameră de supraveghere. Up, ne întoarcem. Unde? Uite. Ah. Da, uite ce tare. Când dinastiile nu au mai existat, ușor au început să dispară și aceste hutongs, pentru că a ajuns la putere apoi Partidul Popular Chinezesc, partidul lui Mao Zedong, partid cu ideologii comuniste și după cum bine știți din toată lumea, mai ales dacă ați călătorit și știți cum a fost și la noi, în comunism arhitectura de obicei e brutalism și bulevarde mari, precum am văzut de-a lungul acestui clip. Bulevarde sau bulevarduri? Bulevarduri. În fine. Deci hutongul nu mai făcea parte din planul arhitectural al orașului. Beijingul e așa, un pătrat în mijloc, piața Tianmen, mausoleul lui Mao Zedong, câteva muzee și mai ales orașul interzis, iar restul este un oraș circular. Aici se vede exact ce a spus Cristi. Pătratul și apoi circular, circular, circular. Noi în Europa avem orașe lineare. Marile orașe europene sunt orașe lineare. Dacă tu uiți la ele de sus, au aceea structură, același model. Asta am învățat-o prin liceu de mult. Însă aici este complet diferit. Pătrat în mijloc, cercuri, cercuri, cercuri. De asta, fun fact, Beijing încă deține cel mai mare traffic jam, cel mai mare ambuteliaj din istoria omenirii, în care oamenii plecând din Beijing pe autostrada numită Beijing-Tibet au stat 12 zile. Pentru că dacă ești aici și trebuie să vii aici, trebuie să faci așa. Beijing e făcut în cercuri. Da, și asta e povestea hutongurilor. Și mai sunt câteva străzi acum,
care mențin cumva identitatea. Restul au fost distruse în mare parte pentru a reconstrui orașul. Dar unele și-au mai păstrat esența. Da, mie mi se pare chiar drăguț. Aș mai pune câteva cafenele sau magazine artizanale. Dacă sau vrei, te duc la altul care are și cafenele și magazine și lampioane și asta e mai puțin turistic. Mi se pare interesant. Da, e cumva mai mult te duce gândul la asta când te gândești la China, la niște case așa de genul ăsta, decât la blocurile care sunt și la noi. Na, acum că am vorbit despre Hutongs, haideți să continuăm și poate să mergem unul unde să fie și lampioane, să vadă fata. Da, dar dacă tot suntem aici, hai să te duc și la un templu foarte interesant. Oh, ok. Ăla în Tibet? Pentru că de-a lungul anilor au fost pe lista mea Hong Kong, Macau și China mai ales, mai este una, Ralu știe, este Tibet. Da. În Tibet încă nu putem să ajungem din motive financiare, însă aici în Beijing se află cel mai mare templu tibetan din afara Tibetului și e foarte aproape de noi. Cum se numește? Lama. Lama Temple. Sau Templul Lamelor. Ceva gen. Eu acum am VPN opus și sunt cu Maps, dar să știți că dacă veniți aici, nu vă luați după distanțe. Distanțele sunt foarte mari. Deci dacă aici spune că faci 20 de minute, o să faci aproape 40. Și să știți că poate contrar credințelor, hutongurile s-au menținut și astea care mai sunt, câte sunt ele, 5, 6, 8, nu știu, nu există pentru că X sau Y din politică sau nu, whatever a vrut să le mențină. Nu, există pentru că oamenii din Beijing au insistat și au cerut ca aceste locații să fie conservate. Deci mulțumită cetățenilor din Beijing, noi străinii încă putem să vedem o mică nuanță din ce a fost Beijing cândva. Dacă vă mai aduceți aminte de Andreea și Andreea din Hong Kong, ei ne-au anunțat că așa se va întâmpla și au dreptate. Nu e primul, nici ultimul om care vine și vorbește cu noi în chineză ca și cum am vorbit limba, dar fără, adică cu normalitate extraordinară. Fain ar fi să vorbim, dar nu e cazul. Ce a pus, mă, păsările astea aici? What? Acum m-am pus aici și vedeam, mamă. Îmi vedeam, mi-a făcut poză. Open. Closed. Să trec. Dar din păcate cred că va trebui să mă duc în Tibet pentru că ăsta a închis. Adevărul că e și târziu. S-a lungit ziua pentru noi, e prima zi, am umblat mult. Dar poate revenim mâine. Close. Pa. Aia e. Venim, mergem în Tibet. Mergem. Nu mi-aș fi gândit niciodată că Beijing e un oraș atât de... un oraș atât de populat de bicicliști. Stați-vă și câte biciclete sunt. Sigur, noi neavând număr de China nu putem să... 100% nu putem. Multe Tesla. Și după ce Raluca își face din nou plin, o să vedeți de ce am ales hutongul ăla și nu cel mai popular. O să înțelegeți imediat. Ups, scuză-mă, doamnă. Ăsta e hutongul ăla cunoscut și turistic. Și acum, da, mă simt în China. Please, brother. Deci da, de-aia am vrut să merg inițial ăla la altă. Hai! Asta e mega turistic, dar între localnici. Vedeți că avem și foarte multă mâncare. A intrat ăsta cu scooterul aici. Good. Îi făcea la disă. Good. Michelin Star 2021, 2022, 2020. Only kind noodles made in 10 years. Da, asta e ceva de noodles foarte faimos aici, se pare. Și cred că e suficient pentru o primă impresie, zic eu. Video ăsta e suficient. Sperăm să vă fi plăcut, să vă simțiți ca și cum ați explorat pentru prima oară un oraș chinezesc, la fel cum ne-am simțit și noi, fără prea multe pregăteare, fără prea multe planuri. A fost o zi completă și sigur mai e cel puțin o aventură până să ajungem noi acasă, pentru că aici nimic nu e așa cum te așteptai. Vă mulțumim din suflet de vizionare, luați în considerare să vă abonați dacă n-ați făcut-o până acum și vă reamintim că noi postăm o dată la 2 zile la 10 dimineața, dacă vreți să fiți geană, pentru că urmează multe clipuri din China, iar după China
altă surpriză. Ne vedem în următorul. V-am pupat, Serix. Pa! Ei, i-a plăcut vlogul, vedeți? Aplaudă!